spune foarte frumos. Există vorba aici, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi la public speaking. Deci e pe discurs în chiar pe acolo spune. Da. Relevant legat de chestia asta, și așa că o să încep. Despre prostie. Dar asta este puțin, că e mică problema aici, a mai fost chestia asta. E, a mai fost și încă e de ani de zile. Adică, merită să vin cu altceva. Nu știu ce aș putea să vin, ceva important pentru momentul acesta. Despre iubire. Eu sunt mai bine, nu? Adică, merge? Vreți să vă spun despre iubire? Da. Sau știți deja ce este iubire? Ia să vedem. Cine ești aitist? Dacă ești aitist, cine știe ce e? Da, dar avem câteva mâini. Cine știe ce e iubirea? Da, cine știe ce este iubirea? Ca și dacă vă mai spun sau nu, dacă oarecum am puține emoții, știi că am public speaking, ai emoții și se teamă și la fel și în iubire, iubire se teamă. Teamă să fii rănit sau să rănești pe ceilalți. Nimeni nu vrea să sufere, nu? Vrea ceva să sufere, ești în țară? Din iubire. Totdeauna. Dar cel mai rău lucru care se poate întâmpla când nu este să iubești și să suferi, ci să îți mergi ție și celălaltă nevoia de a iubi și de a fi iubit. Iubirea înseamnă sacrificiu. Spunea o doamnă la o conferință a lui Antenele mele, la care Tony răspunde. Eu zic Tony că mai vorbim din când în când. Știu, am uite de mult, dar mai vorbim. La care Tony răspunde, chiar dacă ai iubit înseamnă să plătesc prețul propriei mele fericiri, la care doamna răspunde, zic că da! Ok, stai cum să zici. Eu te iubesc pe tine cu prețul fericirii mele. Tu mă iubești pe mine cu prețul fericirii tale. Avem doi oameni nefericiți, dar trăiască veșnic dragostea și iubirea, nu? Deci, iubirea nu înseamnă neapărat sacrificiu. Puteți să vă o întrebare. Și mă gândeam că ați avea o întrebare. De, ok, și mama care se sacrifică pentru copilul ei, ce se întâmplă? Eu aș zice, dar de ce nu se sacrifică pentru copilul vecin? Sau vecinul se sacrifică. Era vorbe să sacrifică, dar asta... Vorbe, da. E și mai. În schimb, iubirea înseamnă să dăruiești. Să dăruiești din prea plinul tău. Când ai mai mult că ai nevoie, să dăruiești ceva din jur. Când ai prea mulți bani, ești generos. Când ai prea multă bucurie, zâmbești. Când ai prea multe idei, vii cu inovații. Viziune. Când ai prea multă prostie, cam dai durere de cap. Dar fiecare oferă ceva. Iubirea nu este tot una cu dragostea. Dragostea vine și trece repede. Știați că la cintezoiul bărgat, în perioada de împerechere, o parte a cărei aproape că își dublează volum? Dar e o chestie foarte bună, știu. E bine să știi chestia asta. Te pune pe gând. Mai ales pe femei. Puțin. Când la început era așa drăguț cu mine și parcă s-a tâmpit. Ok, nu vă împace, dar nu vă grăbiți, nu vă duceți acasă să... Puneți mâna cumva pe făcăle și trageți mâna după ceafă. Spuneți, cap de vrabi, tu de ce nu mai iubești? Nu veți rezolva nimic, chiar dacă îți iubeți într-o cap. Nu îți veți deschide inima, în cel mai rău caz, doar capul îți deschide. Iubirea este greu de înțeles. Acum, aproape de final, trebuie să fac și eu o mărturisire. Și pentru mine a fost greu de înțeles. Acum câteva luni vorbeam cu o cunoștință și s-a ajuns la întrebarea Ștefan, tu spui persoanele la care ții te iubesc? De ce? Nu știu ce este iubirea și nu vreau să le mint. Nu știu dacă ceea ce simt este iubire sau este altceva. De ce știi? Nimeni nu știe cu exactitate ce este iubirea. Dar...
toată lumea o simte și o exprimă în cuvinte. Ca să mă gândesc. Băi, grav. Toată lumea spune, te iubesc numai eu. Femeile spun asta tot timpul. A, ce cadou drăguț. Și eu te iubesc. Ce n-aș pasă de putere într-un moment dat? Vai, dar cât iubesc ciocolata? Și ce l-ați bărbat să spun că iubesc? Nu am un cotru. Te iubesc așa de mult, uite. Cum, azi era aniversarea? Dar știi că te iubesc. Băi, te iubesc eu, dar nici chiar așa. Când m-am gândit eu, mi-am spus că real. A stat ceva vreme și mi-a venit ideea. Mă face ce este bine. Mi-a luat multă vreme. O oră mi-a luat. Ce râdesc? O oră pentru bărbat e mult. E multă oră. Da, o oră e mult. Și... am văzut că este frumos în accent, uite, asta e bine și asta a fost. Am zis, bapul meu. Vreți să știți ce am scris? Da, da. Mai tare. Da, hai că vă spun. Iubirea începe cu acceptare. Când accepți persoana din fața ta, îi oferi libertate. Dacă o persoană are libertate, poate să fie ea însăși. Când o persoană este ea însăși, se deschide. În acest moment, ea poate oferi tot ceea ce are de oferit. În acest moment, ea poate primi tot ceea ce poate primi. Iubirea începe cu acceptare. Când te accepți pe sine, pe mine însuși, îmi ofer libertate. Când am libertate, mă deschid. În acest moment, pot primi tot ceea ce pot primi. În acest moment, pot oferi tot ceea ce pot oferi. Vă rog să realizați că discursul meu s-a terminat. Și că sunteți liberi să fiți voi înșivă. Să vă deschideți palmele. În acest moment puteți să aplaudați. Să aplaudați. Și în acest moment puteți primi clipa, probleme tehnice. Am știut dacă vine Moș Crăciun. Puteți primi bomboane cu ciocolată.